Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia și vă spun bun găsit! Astăzi am să vă prezint incredibila poveste a celui care a văzut moartea, Melon Thomas Benedict. Teoria vieții după moarte a fost dezbătută deopotrivă de știință, religie și chiar filozofie, fără a da însă un răspuns concret. Nici o definiție nu poate dezlega cel mai mare mister al omenirii. Cu siguranță că fiecare dintre noi ne-am întrebat măcar o dată ce este dincolo de moarte, ce se întâmplă cu adevărat atunci când mori. Chiar există o lume de dincolo? Mediul online este plin de relatări ale celor care susțin că au atins această lume de dincolo. Este dificil de stabilit dacă experiențele lor au fost reale sau doar rodul închipuirii și fricii de moarte. Însă, în toate se regăsesc câteva elemente cheie: lumina puternică și pură, de multe ori asociată cu Dumnezeu, părăsirea propriului corp și trecerea către cer sau alte dimensiuni, tunelul care în unele cazuri este întunecat, în altele luminos, și parcurgerea întregii vieți într-o vedere panoramică. Una dintre cele mai impresionante relatări poate că este cea a lui Melon Thomas Benedict, care își expune povestea în cartea sa intitulată Journey Through the Light and Back. În 1982, după ce suferea de cancer cerebral terminal, Melon Thomas Benedict a murit. Corpul său a fost monitorizat timp de o oră și jumătate și nu a prezentat semne vitale. În mod miraculos, s-a întors în corpul său cu o remisie completă a bolii. În timp ce, de cealaltă parte, Melon a călătorit prin mai multe tărâmuri ale conștiinței și dincolo de lumina de la capătul tunelului. I s-a arătat în timpul călătoriei sale în lumea de dincolo, în detaliu holografic, trecutul pământului și o viziune frumoasă asupra viitorului omenirii pentru următorii 400 de ani. El a experimentat cosmologia legăturii sufletului nostru cu mama Pământ, Gaia, rolul nostru în univers, și a fost înzestrat cu acces la inteligența universală. Iată în continuare, prieteni, ce povestește Thomas Melon Benedict, omul care a văzut moartea. În 1982 am murit de cancer în fază terminală. Boala mea era inoperabilă și orice fel de chimioterapie pe care mi-ar fi prescris-o nu ar fi făcut altceva decât să mă transforme, din ce în ce mai mult, într-o legumă. Mi se dăduseră între 6 și 8 luni de viață. În anii 70 eram un consumator ahtiat de informații și mă întristam din ce în ce mai mult din cauza crizei nucleare, a crizei ecologice și așa mai departe. Așa că în lipsa unei baze spirituale, am început să cred că natura făcuse o greșeală și că noi eram de fapt asemenea unui organism canceros aflat pe planetă. Percepeam oamenii ca fiind un soi de cancer și cu asta m-am ales. Asta m-a ucis. Aveți mare grijă cum vedeți lumea. Acest lucru se răsfrânge asupra voastră, mai ales dacă viziunea voastră este negativă. Acest lucru m-a dus pe mine la moarte. Am încercat diverse metode alternative de vindecare, dar nimic nu mi-a folosit. Așa că am stabilit că totul era de fapt între mine și Dumnezeu. Nu mă mai confruntasem niciodată până acum cu Dumnezeu. De fapt, nu avusesem niciodată de a face cu El. Nu aveam niciun fel de preocupări spirituale la vremea respectivă, dar am început o călătorie pentru a afla despre spiritualitate și despre modurile alternative de vindecare. M-am apucat să citesc tot ce se putea despre subiectul respectiv, pentru că nu voiam să am vreo surpriză dincolo. Așa că am început să citesc despre diverse religii și filozofii. Toate erau foarte interesante și mi-au dat speranța că există ceva dincolo. Îmi amintesc că m-am trezit într-o noapte, acasă, pe la 4 și jumătate, și am știut că venise timpul. Asta era ziua în care aveam să mor.
așa că mi-am chemat câțiva prieteni și mi-am luat la revedere. Mi-am trezit îngrijitoarea și i-am spus. Făcusem o înțelegere cu ea că îmi va lăsa cadavrul în pace 6 ore, pentru că citisem că se întâmplă tot soiul de lucruri interesante atunci când mori. Am adormit la loc. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este începutul unei experiențe tipice în apropierea morții. Dintr-o dată, am fost perfect conștient că stăteam în picioare, dar corpul meu era așezat în pat. În jurul meu era un fel de întuneric. Mă simțeam mai viu în afara corpului decât în viața obișnuită. Totul era atât de viu încât puteam vedea fiecare cameră din casă. Puteam vedea și acoperișul casei, împrejurimile ei și chiar dedesubtul casei. Era o lumină care strălucea. M-am întors spre lumină, care era foarte asemănătoare celei descrise de alți oameni în experiențele lor din apropierea morții. Era atât de minunată, era tangibilă, o poți simți. Este ademenitoare, vrei să te duci spre ea, așa cum te-ai arunca în brațele tatălui sau mamei tale. Pe măsură ce am început să mă mișc către lumină, am știut intuitiv că dacă merg către lumină, voi muri. Așa că mergeam spre lumină și spuneam, te rog să aștepți un minut, stai doar o secundă. Vreau să mă gândesc la asta, aș vrea să-ți vorbesc înainte să plec. Spre surprinderea mea, în acel punct, întreaga experiență s-a oprit. Vă puteți controla experiența de după moarte. Nu vă aflați într-un vârtej incontrolabil. Așa că dorința mea a fost respectată și am avut o discuție cu lumina. Lumina lua permanent diferite forme, Isus, Buddha, Krishna, mandale, imagini și semne arhetipale. Am întrebat-o ce se întâmplă aici, te rog explică-mi, chiar vreau să știu care este realitatea situației. Nu pot pune exact în cuvinte pentru că era un fel de comunicare telepatică. Lumina mi-a răspuns. Informația care mi-a fost transferată era că în timpul experienței tale de după moarte, credințele tale sunt cele care dau formă feedback-ului pe care îl primești în fața luminii. Dacă ești budist sau catolic sau fundamentalist, primești feedback legat de ceea ce era credința ta. Ai ocazia să o privești și să o examinezi, dar majoritatea oamenilor nu o fac. După cum mi-a revelat mie lumina, mi-am dat seama că ceea ce vedeam cu adevărat era matricea sinelui nostru superior. Cu toții avem un sine superior sau o parte suprasufletească a ființei noastre. Sinele mi s-a revelat în cea mai adevărată formă energetică a sa. Singurul fel în care îl pot descrie cu adevărat este că ființa sinelui superior este mai mult un canal. Nu arată așa, dar este o conexiune directă la sursă, pe care o avem fiecare dintre noi. Suntem direct conectați la sursă. Așa că lumina îmi arăta matricea sinelui superior. Eu nu eram angajat în nicio religie anume, prin urmare, asupra acestei stări de fapt, primeam feedback în timpul experienței mele după moarte. Continuând să cer luminii să mă lămurească, să-mi explice, am înțeles ce este matricea sinelui superior. Avem o rețea în jurul planetei la care sunt conectate toate individualitățile superioare. Este precum o companie grozavă, un nivel următor, subtil, de energie care ne înconjoară. Nivelul spiritului, ca să spunem așa. Apoi, după câteva minute, am mai cerut și alte lămuriri. Chiar doream să știu despre ce este vorba în univers și, de data asta, eram gata să plec. Am spus, sunt gata, ia-mă. Atunci, lumina s-a transformat în cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată. O mandala de suflete umane de pe această planetă. Adusesem aici viziunea mea negativă a ceea ce se întâmpla pe planetă. Așa că am întrebat lumina, rugând-o să mă lămurească, și am văzut în această mandală magnifică
cât de frumoși suntem cu toții în esența noastră, în nucleul nostru. Suntem cele mai frumoase creații. Sufletul uman, matricea umană pe care o formăm împreună, este absolut fantastică, elegantă, exotică, orice. Nu pot spune destul despre felul în care mi s-a schimbat părerea despre ființele umane în acel moment. Am spus, o, Doamne, nu știam cât suntem de frumoși. La orice nivel, sus sau jos, în orice formă v-ați afla, voi sunteți cea mai frumoasă creație. Revelațiile primite de la Lumină continuau fără oprire. Apoi am întrebat Lumina, asta înseamnă că omenirea va fi salvată? Atunci, asemenea unei explozii de trâmbițe cu o ploaie de lumini spiralate, Marea Lumină a vorbit. Ține minte asta și nu uita niciodată. Voi vă salvați, voi vă răscumpărați și voi vă vindecați. Ați făcut-o întotdeauna, o veți face întotdeauna. Ați fost creați cu puterea de a face asta, încă dinainte de începutul lumii. În acea clipă am înțeles și mai mult. Am înțeles că am fost deja salvați și ne-am salvat pe noi înșine pentru că am fost proiectați să ne autocorectăm, asemenea întregului univers al lui Dumnezeu. La asta se referă a doua venire. I-am mulțumit luminii lui Dumnezeu din toată inima. Cel mai bun lucru pe care am putut să-l spun au fost următoarele cuvinte simple de mulțumire. O, dragă Dumnezeule, dragă Universule, dragă Sine Superior, îmi iubesc viața. Lumina părea să mă aspire și mai profund. Era ca și cum lumina m-ar fi absorbit complet. Lumina iubirii este ceva de nedescris. Am intrat într-un alt tărâm, mai profund decât cel precedent, și am devenit conștient de ceva mult mai mult. Era un șuvoi enorm de lumină, vast și plin, adânc în inima vieții. Am întrebat ce era. Lumina mi-a răspuns, acesta este fluviul vieții. Bea din această apă bogată după dorința inimii tale. Așa am făcut. Am luat înghițituri una după alta. Să bei viața însăși. Eram în extaz. Atunci Lumina a spus, ai o dorință. Lumina știa totul despre mine, trecutul, prezentul, viitorul. Da, i-am șoptit. Am cerut să văd restul universului, dincolo de sistemul nostru solar, dincolo de toate iluziile omenești. Lumina mi-a spus atunci că pot să merg odată cu șuvoiul. Am făcut-o și am fost purtat prin lumină către capătul tunelului. Am simțit și am auzit o serie de explozii sonice foarte blânde, ce mai goană. Dintr-o dată mi s-a părut că sunt lansat de pe altă planetă, pe acest șuvoi de viață. Am văzut pământul dispărând. Sistemul solar, în întreaga lui splendoare, a trecut ușor pe lângă mine și a dispărut. Cu o viteză mai mare decât cea a luminii, am zburat prin centrul galaxiei, absorbind din ce în ce mai multă cunoaștere, pe măsură ce înaintam. Am aflat că această galaxie și întreg universul sunt pline de diferite forme de viață. Am văzut multe lumi. Vestea bună este că nu suntem singuri în univers. Pe măsură ce călătoream pe șuvoiul de conștiență prin centrul galaxiei, șuvoiul se desfăcea în extraordinare valuri fractalice de energie. Supraaglomerările galaxiei, cu toată înțelepciunea lor străveche, zburau pe lângă mine. Primul gând a fost că mergeam undeva, chiar călătoream, dar apoi mi-am dat seama că pe măsură ce șuvoiul se mărea, propria mea conștiență se extindea și ea, pentru a cuprinde tot ce era în univers. Toată creația trecea pe lângă mine. Era o minune de neimaginat. Eram cu adevărat un copil minune, un prunc în lumea minunilor. În acel moment m-am regăsit într-o tăcere profundă, dincolo de limitele liniștii. Puteam vedea sau percepe vecia, dincolo de infinit.
Eram în vid. Eram în pre-creație, înainte de Big Bang, marea explozie. Trecusem dincolo de începutul timpului, primul logos, prima vibrație. Eram în ochiul creației. Am simțit că atingeam fața lui Dumnezeu. Nu era un sentiment religios. Pur și simplu, am fost una cu viața și conștiința absolută. Când spun că am putut vedea sau percepe veșnicia, spun că am putut experimenta modul în care creația, în întregimea ei, se autogenerează. Era fără început și fără sfârșit. Acesta este un gând care îți lărgește mintea, nu-i așa? Oamenii de știință percep Big Bang-ul asemenea unui eveniment unic, care a dat naștere Universului. Am văzut în timpul experienței mele de viață după moarte că Big Bang a fost doar unul dintr-un număr infinit de alte Big Bang-uri care creează universuri în continuu și simultan. Singurele imagini care se pot apropia oarecum de asta, în termenii umani, ar fi acelea create de supercomputerele care folosesc ecuații de geometrie a fractalilor. Oamenii din antichitate știau toate astea. Ei spuneau că Dumnezeu crease periodic noi universuri, expirând, și recrease alte universuri, inspirând. Aceste epoci erau numite Yuga. Știința modernă a numit asta Big Bang. Mă aflam în conștiința absolută, pură. Puteam vedea sau percepe toate marile explozii Big Bang sau Yuga, cum se creau și se recreau. Am intrat instantaneu, simultan, în toate. Am văzut că absolut fiecare părticică a creației are la rândul său puterea de a crea. Este foarte dificil de explicat. Încă nu am cuvinte să descriu lucrul acesta. Mi-au trebuit ani întregi, după ce m-am întors din experiența mea în preajma morții, să găsesc cuvinte care să descrie experiența vidului. Pot să vă spun acum așa. Vidul este mai puțin decât nimic și totuși mai mult decât orice există. Vidul este zero absolut, haosul ce dă naștere tuturor posibilităților. Este conștiința absolută, cu mult mai mult decât inteligența universală. Vidul este golul sau nimicul dintre manifestările fizice. Este spațiul dintre atomi și componentele lor. Știința modernă a început să studieze acest spațiu. Ea îl numește punctul zero. Ori de câte ori se încearcă să fie măsurat, instrumentele depășesc scala sau, cum s-ar spune, tind spre infinit. Până acum nu a fost găsită o modalitate de a măsura cu precizie infinitul. În corpul vostru și în univers există mai mult spațiu zero decât orice altceva. Ceea ce misticii denumesc vid nu este vid. Este atât de plin de energie, un alt fel de energie care a creat tot ceea ce suntem. Totul, începând de la Big Bang, este vibrație, de la primul cuvânt care este prima vibrație. Biblicul Eu sunt, în realitate are un semn de întrebare după el. Eu sunt, ce sunt eu? Astfel, creația este Dumnezeu care explorează sinele lui Dumnezeu în orice fel imaginabil, într-o explorare continuă prin fiecare dintre noi. Am început să văd în timpul experienței mele, în preajma morții, că tot ceea ce există este sinele, literalmente sinele vostru, sinele meu. Totul este marele sine. De aceea știe Dumnezeu chiar și atunci când cade o frunză. Lucrul acesta este posibil pentru că oriunde te-ai afla, acolo este centrul universului. Oriunde se află orice atom, acela este centrul universului. Există Dumnezeu în acela și există Dumnezeu în vid. Atunci când exploram vidul în timpul experienței mele în preajma morții și toate acele yuga sau creații, mă aflam complet în afara timpului și spațiului.
așa cum le cunoaștem noi. În această stare extinsă, am descoperit că, de fapt, creația înseamnă conștiință absolută, pură sau Dumnezeu, care intră în experiența vieții, așa cum o știm noi. Vidul însuși este lipsit de experiență. Este înaintea vieții, înainte de prima vibrație. Dumnezeirea înseamnă mai mult decât viață și moarte. Prin urmare, există chiar mai mult de experimentat în univers decât viața și moartea. Când am înțeles acest lucru, încheiasem cu vidul și doream să mă întorc la creația sa, ori yoga. Părea lucrul cel mai normal de făcut. Atunci m-am întors brusc prin cea de-a doua lumină, sau Big Bang, și am auzit mai multe explozii de catifea. Am mers pe șuvoiul conștiinței, înapoi prin întreaga creație, și ce mai călătorie a fost! Supraaglomerările galaxiilor au trecut prin mine, aducându-mi și mai multă înțelegere. Am trecut prin centrul galaxiei noastre, care este o gaură neagră. Găurile negre sunt marile procesoare sau reciclatoare ale Universului. Știți ce se află de cealaltă parte a unei găuri negre? Suntem noi, galaxia noastră, care a fost reciclată dintr-un alt univers. În întreaga ei configurație energetică, galaxia arată asemenea unui oraș fantastic al luminilor. Toată energia de pe această parte a Big Bang-ului este lumină. Fiecare subatom, atom, stea, planetă, chiar și conștiență însăși, sunt alcătuite din lumină și au o frecvență sau o particulă. Lumina este vie. Totul este alcătuit din lumină, chiar și pietrele, așa că totul este viu. Totul este alcătuit din lumina lui Dumnezeu. Totul este foarte inteligent. Atunci când eram purtat pe șuvoi, am putut vedea în cele din urmă că se apropia o lumină imensă. Am știut că era prima lumină. Matricea luminoasă a sinelui superior, a sistemului nostru solar. Apoi, întregul nostru sistem solar a apărut în lumină, însoțit de una dintre exploziile acelea de catifea. Am putut vedea toată energia pe care o generează acest sistem solar și este un spectacol incredibil de lumină. Am putut auzi muzica sferelor. Sistemul nostru solar, asemenea tuturor corpurilor cerești, generează o matrice unică de lumină, sunet și energii vibraționale. Civilizațiile avansate de pe alte sisteme stelare pot detecta în univers viața, așa cum o știm noi, după amprenta energetică și vibrațională a matricei. Este ca o joacă de copii. Copilul minune al Pământului, adică ființele umane, fac chiar acum o grămadă de zgomot, asemenea copiilor care se joacă în curtea Universului. Lumina mi-a explicat că nu există moarte. Suntem ființe nemuritoare. Suntem vii din totdeauna. Am înțeles că făceam parte dintr-un sistem natural viu, care se reciclează permanent. Nu mi s-a spus niciodată că trebuie să mă întorc, dar am știut că va trebui. Era firesc, după tot ceea ce văzusem în timpul experienței mele în preajma morții. Nu știu cât timp am fost cu lumina, în timp uman, dar a venit momentul în care am înțeles că toate întrebările mele își primiseră răspuns și că întoarcerea mea era iminentă. Când spun că toate întrebările mele căpătaseră răspuns dincolo, chiar asta vreau să spun. Toate întrebările mele au primit răspuns. Fiecare om are o viață diferită și întrebări diferite la care caută răspuns. Unele dintre întrebările noastre sunt universale, dar fiecare dintre noi explorează acest lucru pe care îl numim viață în felul său personal, unic. Așa se întâmplă cu orice formă de viață, de la munți până la orice frunză din vreun copac. Acest lucru este foarte important pentru noi, cei din acest univers, pentru că totul contribuie la imaginea generală, la deplinătatea vieții.
Noi suntem literalmente Dumnezeu care explorează sinele lui Dumnezeu într-un dans infinit al vieții. Unicitatea noastră sporește întreaga viață. Când am început întoarcerea către ciclul vieții, nu mi-a trecut nici o clipă prin minte, nici nu mi s-a spus că mă voi întoarce în același trup. Am avut încredere deplină în lumină și în procesul vieții. Atunci când șuvoiul s-a unit cu marea lumină, am cerut să nu uit niciodată revelațiile și sentimentele legate de ceea ce am învățat dincolo. A urmat un da, apoi am fost dus înapoi, prin lumină, în tărâmul vibrațional. Întregul proces s-a repetat cu și mai multe informații care mi-au fost transmise. M-am întors acasă și mi s-au dat lecții din experiența mea în preajma morții, legate de mecanismul reîncarnării. Mi s-au dat răspunsuri la toate micile mele întrebări. Cum se face asta? Cum se face ailaltă? Am știut că mă voi reîncarna. Pământul este un mare procesator de energie și conștiința individuală se dezvoltă din asta în fiecare dintre noi. Mă gândeam la mine ca devenind un om pentru prima dată și eram fericit să fiu așa. Din ceea ce am văzut, aș fi fericit să fiu și un atom în acest univers. Așa, ca să fiu o parte umană a lui Dumnezeu. Asta este cea mai minunată binecuvântare. Este o binecuvântare dincolo de orice ne închipuim noi că poate fi o binecuvântare. Pentru fiecare dintre noi, să fim partea umană a acestei experiențe este ceva teribil și magnific. Fiecare dintre noi, oriunde și oricum ar fi, ratat sau nu, este o binecuvântare pentru planetă, exact în locul în care se află. Am trecut prin procesul reîncarnării, așteptându-mă să ajung un bebeluș undeva. Dar mi s-a dat o lecție despre cum evoluează identitatea și conștiința individuală. Am fost atât de surprins când am deschis ochii. Nu știu de ce, pentru că o înțelesesem. Dar a fost totuși o surpriză atât de mare să mă întorc în acest corp, înapoi în camera mea, cu cineva care mă privea, plângând în hohote. Era infirmiera mea. Ea renunțase să mai spere după o oră și jumătate după ce mă găsise mort. Corpul meu era rigid și inflexibil. S-a dus în cealaltă cameră. Atunci m-am trezit și am văzut lumina afară. Am încercat să mă ridic și să mă duc spre ea, dar am căzut din pat. Infirmiera a auzit zgomot, a venit în fugă și m-a găsit pe podea. Când mi-am revenit, am fost foarte surprins și în același timp plin de venerație față de ceea ce mi se întâmplase în timpul experienței mele în preajma morții. La început, toate amintirile călătoriei mele pe care le am acum încă nu existau. Continuam să alunec din lumea asta și întrebam într-una, trăiesc? Lumea asta părea mai reală decât cealaltă. După 3 zile, mă simțeam din nou normal, mai clar și totuși diferit de felul în care mă mai simțisem vreodată în viață. Amintirile experienței mele au revenit mai târziu. Nu vedeam nimic rău în nicio ființă umană pe care o văzusem vreodată. Înainte, eram cu adevărat plin de prejudecăți. Credeam că mulți oameni erau niște ratați. De fapt, credeam că toți, în afară de mine, erau niște ratați. Dar acum am scăpat de toate astea. Cam după 3 luni, un prieten mi-a sugerat să fac niște analize, așa că m-am dus să mă scaneze și așa mai departe. Mă simțeam cu adevărat bine și mă temeam să nu primesc vești proaste. Mi-l amintesc pe medicul de la clinică privind scanările dinainte și cele după, zicând: "Ei bine, nu mai este nimic aici." Am spus: "Cu adevărat este un miracol," iar el a răspuns: "Nu, astfel de lucruri se mai întâmplă. Se numesc remisii spontane." Părea destul de neimpresionat. Dar aici era vorba de un miracol și eu eram impresionat, chiar dacă nimeni altcineva nu era.
În timpul experienței mele în preajma morții, am coborât în ceea ce s-ar putea numi iad și a fost foarte surprinzător. Nu am văzut satana sau răul. Coborârea mea în iad a fost o coborâre în mizeria umană, în ignoranța și întunericul lipsei de cunoaștere. A părut a fi o eternitate jalnică. Dar fiecare dintre milioanele de suflete din jurul meu avea o mică stea de lumină, care îi stătea oricând la dispoziție, dar nimeni nu părea să-i acorde atenție. Erau atât de prinși în propria durere, traumă și suferință. Dar după ceea ce mi s-a părut o eternitate, am început să chem lumina aceea, asemenea unui copil care își strigă părinții în ajutor. Atunci, lumina s-a deschis și a format un tunel care a venit direct la mine și m-a izolat de toată frica și durerea. Asta este în realitate iadul. Așa că ceea ce facem este să învățăm să ne ținem de mână, să ne apropiem unii de alții. Porțile iadului sunt acum deschise. Ne vom uni, ne vom prinde de mâini și vom păși împreună afară din iad. Lumina a venit la mine și s-a transformat într-un înger auriu, imens. Am spus, ești îngerul morții? Mi-a transmis că era supra-sufletul meu, matricea sinelui meu superior, o parte foarte veche a noastră. Apoi am fost dus în lumină. De la întoarcerea mea, am trăit experiența luminii în mod spontan și am învățat cum să ajung în acel spațiu, aproape oricând în timpul meditației mele. Fiecare dintre voi poate face asta. Nu este nevoie să muriți sau să aveți o experiență în preajma morții pentru a face acest lucru. Sunteți dotați pentru asta. Aveți deja tot ce vă trebuie. Corpul este cea mai minunată făptură de lumină din câte există. Corpul este un univers de lumină incredibilă. Spiritul nu ne forțează să anulăm acest corp. Nu asta se întâmplă. Nu mai încercați să deveniți Dumnezeu. Dumnezeu devine voi. Aici l-am întrebat pe Dumnezeu, care este cea mai bună religie de pe planetă? Care este cea corectă? Și Dumnezeu a spus cu multă iubire, nu mi pasă. A fost o grație incredibilă. Când Dumnezeu a spus nu-mi pasă, am înțeles imediat că e treaba noastră să ne pese. Este important pentru că noi suntem ființele cărora le pasă. Contează pentru noi, iar în asta rezidă importanța. Aici avem ecuația energiei în spiritualitate. Dumnezeului absolut nu-i pasă dacă ești protestant, budist, creștin sau orice altceva. Toate reprezintă fațetele unui întreg. Mi-aș dori ca toate religiile să-și dea seama de asta și să se lase unii pe alții în pace. Nu e vorba despre sfârșitul religiilor, ci despre același Dumnezeu. Trăiți și lăsați-i și pe alții să trăiască. Fiecare are o altă viziune și toate fac parte din imaginea globală. Toate sunt importante. Am trecut dincolo în timpul experienței mele în preajma morții, plin de temeri legate de deșeurile toxice, rachetele nucleare, creșterea explozivă a populației și de distrugerea naturii. M-am întors iubind fiecare problemă. Pământul se află în plin proces de îmblânzire. Nu va mai fi niciodată un loc atât de sălbatic cum era altădată. Vor rămâne locuri sălbatice mărețe, rezervații în care natura să prospere. Grădinăritul și rezervațiile vor constitui preocupările viitorului. Creșterea populației a ajuns foarte aproape de optimul energetic care să determine o schimbare a conștiinței. Această schimbare în conștiință va conduce la schimbări în domeniul politicii, banilor și energiei. După ce am murit odată, trecând prin experiența în preajma morții și întorcându-mă, respect cu adevărat viața și moartea. În experiențele noastre cu ADN-ul, s-ar putea să fi deschis poarta unui mare secret. În curând vom putea trăi în acest corp cât de mult vrem,
dar după ce veți fi trăit în jur de 150 de ani, veți simți intuitiv că vreți să schimbați canalul. Să trăiești o veșnicie într-un singur trup nu este la fel de creativ ca și reîncarnarea, ca și transferul energiei în acest vortex fantastic de energie în care ne aflăm. Vom vedea cu adevărat înțelepciunea vieții și a morții și ne vom bucura de ea. Lumina mi-a explicat că nu există moarte, suntem ființe nemuritoare. Am trăit deja pentru totdeauna. Mi-am dat seama că facem parte dintr-un sistem natural de viață care se reciclează la nesfârșit. Misterul vieții are foarte puțin de a face cu inteligența. Universul nu este deloc un proces intelectual. Intelectul este de ajutor, este strălucit, dar chiar acum asta este tot ceea ce procesăm, în loc de inimile noastre și partea mai înțeleaptă a noastră. Mai mult, am început să văd că fiecare dintre noi, oamenii, suntem suflete pereche. Facem parte din același suflet care se fracturează în multe direcții creative, dar totuși la fel. Acum mă uit la fiecare ființă umană pe care o văd vreodată și văd un suflet pereche, sufletul meu pereche, cel pe care l-am căutat întotdeauna. Dincolo de asta, cel mai mare suflet pereche pe care îl vei avea vreodată ești tu însuți. Suntem fiecare bărbat și femeie. Experimentăm acest lucru în uter și experimentăm acest lucru în stării de reîncarnare. Dacă sunteți în căutarea sufletului pereche suprem, în afara voastră, este posibil să nu-l găsiți niciodată. Nu este acolo. Așa cum Dumnezeu nu este acolo. Dumnezeu este aici. Nu căutați acolo după Dumnezeu. Căutați-l în voi pe Dumnezeu. Uită-te prin sinele tău. Începeți să aveți cea mai mare relație de dragoste pe care ați avut-o vreodată cu sinele vostru, încheie Mellon Thomas Benedict. Mellon a continuat să petreacă o mare parte din viața sa ulterioară, ținând conferințe despre natura științifică și spirituală a vieții. El a vorbit despre evoluția conștiinței, reîncarnarea și realitatea unei inteligențe universale, pe care unii o numesc Dumnezeu, și a devenit cunoscut la nivel internațional pentru această călătorie inspirațională în afara corpului. Mellon Thomas Benedict s-a stins din viață la 31 martie 2017, însă povestea lui rămâne vie și astăzi. Prieteni, mă opresc aici. Sunt Claudia și vă mulțumesc că ați fost alături de mine până la final. Vă aștept și data viitoare cu mare drag. Pe curând!